Știai că în interiorul PC-ului tău se ascunde un alt PC? Uite ce trebuie să faci. Apasă tasta Windows și în bara de căutare tastează Optional Features. În câmpul Installed Features tastează More Windows Features și fă click pe bara de mai jos. În fereastra Windows Features derulează în jos și activează Virtual Machine Platform și Windows Sandbox. Apoi, click OK și Restart PC. După restart, click în bara de search din taskbar și scrie Windows Sandbox. Run as Administrator și acum noul tău calculator din interiorul calculatorului tău va porni. Dacă ți-a fost de ajutor, nu uita să dai un like, follow și o distribuire. Mulțumesc!